Credeți în teoria asta conspirație promovată aseară de Gigi Becali că fratele lui Kovac a fost la VAR și el cu Ișvan Șabol a fost și el cu Ișvan netezesc calea CFR-ului și că a început de aseară, au început iară de aseară, să zicem, jocuri în favoarea CFR-ului și că familia Kovac, adică și Ișvan și Șabol, care, repet, a fost aseară la VAR, ar fi, ca să spun așa, în siajul CFR-ului, ar trage la căruța CFR-ului și a început japca, ca să zic așa, împotriva lui FCSB? Da, nu mă surprinde nimic din declarațiile prea puținului, să spun așa, mediatizat personaj, că el nu prea mediatizat. Și asta din cauza voastră, nu știu ce nu mediatizați. Pe cine nu-l mediatizăm? Pe Gigi? Personajul care l-ați denumit mai devreme. Așa, da. Și dacă aș sta să răspund, ar trebui să... Mi-ar trebui două emisiuni, a? Două emisiuni, nu? Mi-ar trebui vreo 200 de măgari să pot să urc pe nu știu ce munte, nu Atos. Și tot n-aș reuși. Nu, fiecare, dar așa, dacă ar fi să răspund, nu direct așa, dar indirect cu plăcere și cu simpatie chiar. Când aveam echipă la Vaslui și ne tocau arbitrii, ieșeari toți el așa și să, mă rog, infatuat, cum cred că nu e suficient de infatuat ca să glumesc mai departe, spunea, lasă-vă, ne defăți echipă și nu mai te lua de arbitri. Cine zicea? Gigi zicea asta? Da, domnul prea puțin mediatizat. El vă dădea sfaturile astea? Îmi dădea sfaturi și îmi spune, lasă băi, fă-ți echipă, ce te-ai luat, te-a furat, ai un gol, dă tu trei dacă e echipă, nu mai tot face scandal. Așa, domnule, prea puțin mediatizat. Fă-ți echipă, domnule, n-ai spus că n-ai cu cine juca? Uite bataia, că ea nu puteau să facă patru pase, ce am înțeles eu într-o discuție cu un frate de-al dumneavoastră. Și nu e echipă care să te bată. Fă-ți, bă, echipă și lasă pe frații aia, că nu răfie acum niște samurai sau nu, ce samurai, familia asta, mă rog. Kovaci. Dar nu pot să, așa punctual pe faze, dacă văd fazele, pot să mă pronunț direct. Dar așa, rămâne să repet ce îmi spune el, cu simpatie îmi spun și eu, ce îmi spune el tot cu simpatie, dar la el era o ironie, nu ironia aceea ca definiție care este vârful înțelepciunii. Ironia aceea care duce în alte zone, uh-huh. Mă rog, am fost elegant cu definiția de ironie, îi răspund și eu tot cu aceeași treabă, fă-ți echipă, doamne, și nu mai ai nicio fel de treabă. Da, nu mai comenta arbitrajul. Nu mai, pe asta mi-a recomandat mie la vremea respectivă. Da, da. Erau bune arbitri pe vremea aia pentru unii, foarte bune erau. Foarte bune. Uh-huh. Acum nu mai sunt buni? Erau bune pentru unii, pentru alții. Dar serios, îi vedeți pe frații Kovaci așa, Cosa Nostra? Haideți, domnule, să fim serioși. Nu, eu Kovaci pot să-l văd și mi-l amintesc că am visele cele mai urâte din visele urâte pe care le are un om. La meciul Astra cu Vaslui, la 1-0 pentru noi, au dat aia și cu pietre în noi, cu tot. El venea de la o sindrofie cu cei care erau la putere la vremea aceea și a făcut tema. Nu, atunci era problemă, nu asta. Asta nu știu ce, dar oricum n-a fost, dacă vedeți, meciul de atunci, de acum 10 ani. Asta e adiere de vânt ce a fost aseară? Haideți, doamne, nici flori de păpădie, nici păpădie, n-a. Ce adiere de vânt? Nimic. Deci nu-i vedeți ca niște Cosa Nostra pe frații Kovac, nu? Ei au început cu Cosa Nostra. Nu, el, nu, ăsta nicu nu știu ce-i cu el. Dar Kovaci a intrat la început, a fost acolo, de aia și s-a urcat repede, l-au promovat. Bine, n-a fost Cosa Nostra, a fost Cosa Vostra, că dumneavoastră n-ați fost. Păi ce să fie, că eram care de tur și țipam ieșeam la televizoare. Da. Și prea puțin mediatizatul la vremea aceea, da. Și acum e prea puțin mediatizat, îmi tot dădea niște replici din asta, dar intervenea în direct. Mi spunea și la telefon, lasă-vă, fă-ți echipă, ce te plânge? Da, acum nu știu ce s-a întâmplat, dar și dacă o ia cum, la ei, sunt câteva echipe, dacă arbitrii o iau cu mâna și o bagă în poartă și acordă gol valabil, n-ar trebui să zică nimic. Absolut nimic n-ar trebui. De câte beneficii au
au beneficiat mai personal de câte avantaje au avut pe partea arbitrilor, nu pot. Dar e o treabă clară, că știi, și când mergi la femei, după un timp încep să discuți despre ele. Așa și cu arbitrii. Bine, domnul Porumboiu, am înțeles. Mulțumim frumos! Mulțumim mult de tot. La revedere. Da, a fost Adrian Porumboiu, care spune clar, dacă nu e o fază clară, nu e un hands clar, nu se dă penalt. Da, săptămâna trecută când ai intrat din emisiune, nu săptămâna trecută, n-a spus că era și Mihai Ștăchiseș. Gata, simt eu că da. Buleanu cu păi da, Basaraș, cred că aia i-a pus capac, declarația aia din emisiune, cred că i-a pus capac. Buleanu cu Basaraș, au vorbit cu arbitrii. Problema la noi este că nici dacă e clar nu dau penalti. Da.